Slavă Domnului! Amin. Domnul să fie lăudat pentru toate! Amin. Frații mei, parcă nu-i corect să știți. Noi venim după ore multe de călătorie și cu avionul, și cu mașina, și iar și cu mașina, ca noi să-L lăudăm mai mult pe Domnul decât dumneavoastră, care probabil ați făcut mai puțin drum decât noi astăzi, ați avut mai multă oboseală, ați avut mai puține atacuri astăzi, da? E, haideți împreună cu toți să spunem slăviți și binecuvântați să fie Domnul! Numele meu este Emanuel Iordache. Nu vă spune nimic numele acesta. N-are de ce să vă spună, dar ce pot să vă spun este următorul lucru. Să știți că sunt fratele dumneavoastră în Hristos. Este cel mai important. E cel mai important. N-am fost niciodată la biserică la dumneavoastră. Să știți că am foarte mulți prieteni din județul Bistrița, din zona aceasta. Feldru, Maieru, Nepos. Știu multe, dar acum oboseala mă face să le uit. Foarte mulți. Să știți că n-am fost, dar în seara aceasta am ocazia specială să fiu cu dumneavoastră la închinare, la părtășie. E drept că nu mi s-a întâmplat niciodată ca cineva să mă invite cu un an și ceva înainte ca să pot să ajung în biserică. Sunt foarte modest și vă spun cu sinceritate lucrul acesta. E să știți că invitația către dumneavoastră a venit cu cel puțin un an înainte. M-am întâlnit cu fratele Neluțu undeva prin Spania. Nu ne-am știut noi mulți ani. Am și eu, să știți, vreo 17 ani în Spania, da? Nu ne-am știut în Spania, nu ne-am întâlnit în Spania, dar împreună cu fratele Nelu Brie eram într-o anumită lucrare. Mă, vin, hai la noi, hai la noi. Zic, mă, nu pot să vin, e departe, Galați. Noi venim de la Galați astăzi, să știți că am venit de la Galați. Azi noapte, azi dimineața am ajuns din Madrid la Galați. Mă, nu venim, că e prea departe, dar să știți că Dumnezeu a făcut harul ca în această seară să fim împreună la părtășie și vreau să vă spun din toată inima, haideți să lăsăm orice la o parte și să ne alipim inima de Hristos. Este scopul principal, dragii mei, scopul primordial. În seara aceasta sunt împreună cu familia, sunt împreună cu soția și împreună cu cei 4 copii. Dumnezeu să-i binecuvinteze! Dar și pe dumneavoastră. Amin. În urmă cu o lună de zile, în șantierul unde lucrez, a trecut un om. Acum, după cum mă vedeți, eu sunt o persoană foarte comunicativă. Nu tac, întreb ce-i cu el, se uită el la mine, m-a văzut că lucram, mă uit eu la el, l-am văzut că se uită curios și zic, nu, ce te uiți la mine? Care-i problema? Te-ai uitat, fur meserie, zic, vârsta care o avea, nu mai fura el meserie de la un tânăr. Nu că o fi eu cel mai mare specialist. Dar să uita insistent. Și zic, ok. Și zic, hai să începem discuția. Începem. Și îmi spune el, știi ce? Nu vrei să vii la mine acasă să îmi pui și mie câteva, vreo 5 bucăți de gresie? Că am avut un alt meseriaș, s-a accidentat și nu mai vine. Zic, bă, normal nu-i bine, să știți, să mergi după un altul care nu-și face treaba, să se ducă un altul. Semne de întrebare acolo. Noi am fost pățiți în Spania, lucrat și nu s-au luat banii și toate celelalte. Mi-a fost un pic de frică. Dar zic, mă, ce poate să mi se întâmple? La cât am pierdut în Spania, mai pierd ceva și nu-i problemă. Dar cel puțin mă duc să cunosc situația. Dragii mei, să știți că am avut parte de o experiență foarte specială și de aici pornesc în seara aceasta la mesajul evanghelic pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. Am intrat în casă, a fost drept ce mi-a spus el. Erau câteva plăci de gresie într-o baie nepuse, cineva a început să facă, n-a mai făcut, s-a accidentat, avea și sculele de lucru undeva lăsate pe acolo. Era drept. Le-am pus, mi-a plătit, după ce mi-a plătit, am rămas să discutăm. Zic, dom'le, dar cine ești dumitale? Ce ești dumitale? Ce faci dumitale? Și să-mi spună la un moment dat, dragii mei, următorul lucru. Și a spus așa în felul următor. Am crescut într-o familie foarte bună în Spania. Foarte bună. Tata mi-a fost exemplu de viață. Cum să respect oamenii, cum să vorbesc cu oamenii, să nu fur, să nu mint. Toate astea le-am păzit, a spus el, până într-o zi în care tata a murit. De supărare, am început să beau și am ajuns undeva pe străzile Madridului.
Înainte ca tata să moară, îmi spunea el, tata a făcut tot posibilul ca să am și un serviciu bun. M-a angajat la primăria din Madrid. Nu șef, dar undeva funcționar la primărie. Un serviciu foarte bun. M-a angajat acolo. După ce el a murit, a început eu să-mi înnec necazul ăsta în băutură. Acum, odată ce am început să îmi înnec necazul în băutură, știți care a fost primul rezultat? Serviciul a pierdut. N-a fost numai că și-a pierdut serviciul. Prin anumite decizii, ascultați-mă bine, mici, pe care el le-a luat, a ajuns și la pușcărie. Și spune el, tata n-a mai fost, serviciul n-am mai avut, la pușcărie am fost, totul am pierdut. Totul am pierdut. Am ajuns cerșetor undeva pe străzile Sevilliei, cine cunoaște, am ajuns undeva în Sevilia cerșetor. 5 ani am fost cerșetor acolo. Până într-o zi, avea să spună, până într-o zi în care cineva m-a luat și m-a dus într-o biserică evanghelică, spaniolă. Spune el, am văzut că acolo se făceau rugăciuni pentru cei care vroiau, pentru cei care aveau nevoie de rugăciune, puteau să ceară rugăciune. Am văzut că ies mulți la rugăciune, îmi spunea el, și zic, m-am dus și eu. A ieșit în față, s-a rugat pastorul pentru el și a spus el, parcă și acum aud vocea spunând în felul următor, e drept că tu n-ai pe nimeni, dar va veni o zi în care tu vei înțelege în inima ta că eu sunt Dumnezeul cel adevărat. 2. Va veni o zi în care vei avea un apartament. 3. Va veni o zi în care vei cunoaște, n-a fost căsătorit niciodată, vei cunoaște pe cineva, era și bolnav, e clar, era, nu știu câte kilograme, 140 de kilograme avea, 150. Va veni o zi în care vei găsi pe cineva care să te înțeleagă. Toate astea, dragii mei, mi le-au spus în urmă cu 2 luni de zile, mai puțin de 2 luni de zile. Și avea să-mi spună el, vezi apartamentul ăsta unde tu ai pus gresie astăzi? Ăsta, într-o zi mi l-a promis Dumnezeu. Când mi l-a promis Dumnezeu, avea să spună el, aproape că am râs. Poate Dumnezeu să mai facă ceva din mine? Poate Dumnezeu să mai facă ceva dintr-un astfel de om? Copil al străzii? Om al străzii? Părăsit de toți? Zilele acestea l-am căutat la telefon și avea să-mi spună, știi ce? M-am dus pentru o săptămână undeva în Sevilia, m-am dus să stau de vorbă cu cei care, cu care am stat pe stradă, să le spun că există o soluție, să le spun că există o speranță, să le spun că există o nădejde și această nădejde este în Dumnezeul cel atotputernic, binecuvântat să fie El. M-am dus să stau de vorbă cu ei. S-a dus, s-a reîntors. Dragii mei, când vă spun toate aceste lucruri, am în minte următorul gând, și anume, cum este posibil dintr-o astfel de persoană să fie o persoană transformată? Cine poate să facă toate aceste lucruri? Cum pot să ia ființă toate aceste lucruri? La o singură persoană, dragii mei, m-am dus cu gândul în Sfânta Scriptură și aș vrea să citesc în seara aceasta. Vă invit să vă ridicați în picioare. Evrei, capitolul 11, versetul 31, pagina 1184. Evrei, capitolul 13, capitolul 11, versetul 31. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu, uitați, prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți pentru că găzduise iscoadele cu bună voință. Amin. Vă invit să vă reașezați. Dragii mei, vreau să vă spun în seara aceasta întâi de toate următorul lucru. Niciun alt personaj
din Biblie nu descrie mai bine lucrarea Harului Mântuitor decât Rahav. Încă o dată. Nu există niciun alt personaj din Sfânta Scriptură care să descrie atât de minunat lucrarea Harului Mântuitor decât curva Rahav. E amintită de 5 ori în Sfânta Scriptură, de 3 ori în Vechiul Testament și de 2 ori în Noul Testament. Este singura persoană din Sfânta Scriptură, acolo unde apare ea, apare și profeția ei. Este singura. Unde de fiecare dată când apare, apare împreună cu profeția. Și n-avea o profeție care să-i facă cinste, n-avea o profeție care să spună, cu asta mă pot lăuda. Nu era un medic, nu era un doctor, n-aș vrea să spun în seara aceasta că Dumnezeu nu se poate atinge, departe de mine gândul acesta. Dar avea o profeție care îi făcea rușine să o spună. Și dragii mei, în seara aceasta aș vrea să învățăm câteva lucruri de cum lucrează Harul acesta în viața acestei femei. Încă o dată vă spun, niciun alt personaj din Sfânta Scriptură nu descrie mai bine decât Rahav lucrarea Harului Mântuitor al lui Dumnezeu. Am pornit de la omul acesta pe care l-am văzut, dragii mei, pe care l-am întâlnit. Și când am plecat acum în România, spune, te aștept să mă întorci, te aștept să te întorci. Te aștept să te întorci, îmi spunea el, da? Pentru că vreau să spun următorul lucru. Dumnezeu nu numai că mi-a dat apartamentul care mi l-a dat. Dumnezeu mi-a dat și o pensie frumoasă și am eu, spune el, am eu ca să-ți dau de lucru ție acum. Interesant este. Deci dintr-un om care cerșea, Dumnezeu l-a luat. Pentru că numai el poate să facă. Oamenii când ajută, ascultați-mă, ajută limitat și de cele mai multe ori ajută doar dacă este în interesul lor. Dar Dumnezeu, când ia un om, îl scoate, îl ridică, îl salvează și îl așează acolo unde este locul. Pentru că Dumnezeu face o lucrare completă și zic, slăvit să fie Domnul. A promis Dumnezeu evreilor, da? Că îi va scoate din robia egipteană și nu i-a lăsat niciodată pe drum, i-a dus. Au pierit mulți dintre ei pentru că au luat decizia să fie nemulțumiți. Au luat decizia să fie încăpățânați în drumul lor către Canaan. Aș vrea să spun în seara aceasta, știi că pentru noi ca și popor al Domnului, Dumnezeul cel atotputernic prin Sfânta Scriptură a promis un Canaan ceresc? Glorie Lui! Vreau să te întreb în seara aceasta, pe drumul acesta spre Canaanul ceresc, care este atitudinea inimii cu care mergi? Sunt zile în care nu mai poți de nemulțumire? Sunt zile în care spui, Doamne, dar toate vin în contra mea, toate vin împotriva mea. Vreau în seara aceasta să înțelegem câteva lucruri despre femeia aceasta. Cum a fost posibilă salvarea acestei femei? Dragii mei, vreau să vă spun tot în introducere în seara aceasta, este că femeia aceasta, Rahav, era o femeie, da, de pe ultima treaptă a societății. Tot despre Rahav în Iosua capitolul 2 ne spune Sfânta Scriptură, era o femeie străină, nu era din Canaan, de asemenea era o femeie neajutorată într-un cuvânt. Ce se întâmplă aici, dragii mei? E foarte important lucrul acesta. Spune Sfânta Scriptură, da, în Iosua capitolul 2, câteva lucruri atât de minunate. La un moment dat, oamenii împăratului intră în casa lui Rahav și spune așa, scoate afară iscoadele care au intrat să găzduiască la tine, așa? Scoate afară, fără nicio introducere, oamenii împăratului intră direct în casa ei și spune, scoate afară iscoadele care au intrat aici. Dragii mei, când m-am uitat atent la versetele acestea, la mesajul oamenilor împăratului, am înțeles următorul lucru, că femeia aceasta, în momentul când a înțeles harul lui Dumnezeu, când a înțeles harul lui Dumnezeu și a asumat orice risc. A dat dovadă de un curaj special, dragii mei. Vreau în seara aceasta să vă uitați în Sfânta Scriptură, că am spus, da, pentru că ea găzduise iscoadele cu bunăvoință. Să știți că în Sfânta Scriptură nu apare des cuvântul bunăvoință. Sunt puține situații în care apare cuvântul bunăvoință. Vreau să luăm o situație care ne ajută să înțelegem sensul cuvântului bunăvoință, dragii mei. Marele împărat al lui Israel, David, spune Sfânta Scriptură, se apropia
vremea în care el avea să plece de pe pământul acesta, da? Vremea morții. Și spune Sfânta Scriptură că l-a chemat pe Solomon, da? Să stea de vorbă cu el. Și îi spune așa întâi de toate lui Solomon: eu am să mă duc pe drumul care se duce toată lumea, așa spune. Nu lumea. Toată lumea. Cu alte cuvinte, mesajul a fost clar. Toți, fără nicio excepție, merg pe drumul ăsta. Pe drumul morții. Eu am să mă duc, avea să spună David. Dar vreau să-ți dau 3 sfaturi înainte de moarte. Și ascultați-mă. Interesante sunt. Sfaturi pline de înțelepciune. De la un tată către un fiu. De la un împărat către un alt împărat. Primul sfat a fost următorul: să nu lași ca perii albi, da, al lui Ioab să se pogoare în pace în locuința morților. Cu alte cuvinte, omoară-l pe Ioab. 2. Ai grijă de Shimei. Fii atent că Shimei e lângă tine, da? M-a blestemat cât eram împărat și a cerut iertare. I-am promis că eu n-am să-l nimicesc. Dar se pare că în înțelepciunea lui, în înțelepciunea lui venită de sus, David știa mai bine ce avea să facă mai încolo Shimei și spune: Solomon, știi ce? Ai grijă cu Shimei. Și mai e ceva, dragii mei, încă o altă persoană. Știți care este persoana aceasta? Persoana aceasta e Barzilai. Spune David în felul următor: să te porți cu bună voință cu fiii lui Barzilai. Ăsta este 1 Împărați, capitolul 2, cu versetul 7. Să te porți cu copiii acestui bărbat, ascultați-mă bine, bogat și în vârstă, în vârstă de 85 de ani, să te porți cu copiii lui cu bună voință. Ce-a făcut el? Dragii mei, ca să înțelegem termenul acesta, sensul acestui cuvânt, vreau să înțelegem următorul lucru. Nu știu câte oportunități a avut el să stea de vorbă cu David, dar cel puțin în Sfânta Scriptură găsim oportunitatea în care David fugea de fiul său Absalom. E drept, ascultați-mă bine, că mulți copii au făcut peri albi părinților lor, dar cum a făcut Absalom cu tatăl său David, n-a făcut niciun copil. Câți peri albi i-a făcut Absalom lui David, ăsta e numărul 1. Și în momentul în care David fugea din calea fiului său Absalom, atunci spune Sfânta Scriptură, a apărut Barzilai și l-a hrănit pe el, i-a hrănit turmele, i-a hrănit toată ceata care o avea cu el. Dragii mei, vreau să înțelegeți următorul lucru. Prin bunăvoință înțelegem, e un timp în care Dumnezeu te așează în fața unor oportunități și oportunitățile sunt unice. O bunăvoință se măsoară printr-un timp. Timpul nu-i mâine, timpul nu-i ieri, timpul este astăzi. Astăzi. Pentru că a știut Barzilai când are nevoie David de ajutor. Nu mâine, azi. Deși Sfânta Scriptură spune despre el că a fost bogat. Dar vreau să te întreb în seara aceasta, la ce-i folosea bogăția dacă n-avea momentul când să se folosească, să dea din bogăție? Nu-i folosea la nimic. Dragii mei, bunăvoință înseamnă, țineți minte ce vă spun, timp. Bunăvoință înseamnă resurse. Degeaba ești la locul potrivit dacă nu ai resursa potrivită. Degeaba. Gândiți-vă dumneavoastră ce s-ar fi întâmplat acolo să-l întâlnească unul sărac, care să n-aibă cu ce să-l ajute pe David. Dar a fost timp, a fost resursă, țineți minte, și a fost o voce deschisă la vocea lui Dumnezeu. A fost o ureche deschisă. Dragii mei, n-a spus, nu mă interesează, n-a spus, mă duc și fac altceva. Nu. Toate, dragii mei, au lucrat împreună, da? Au lucrat împreună. Interesant este că Dumnezeu a ales și locul. Locul unde să lucreze cu Barzilai. Așa se întâmplă, dragii mei, și în seara aceasta. În versetul pe care l-am citit, da? A găzduit, atenție, cu bună voință. Adică e vorba de timp, azi. E vorba de resursă. A avut unde? A avut unde Rahav? A avut locul, da? Nu a dus-o în altă parte. Iscoadele au venit la ea și au rămas la ea. Și de asemenea a fost vorba de oportunitate.
Aș vrea să te întreb în seara aceasta. Nu știu câte sunt oportunitățile de care ai avut parte în viață să te întâlnești cu Hristosul cel înviat, să auzi cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegi bunătatea lui Dumnezeu. Nu știu câte au fost, dar vreau să spun următorul lucru. S-ar putea ca într-o zi să fie ultima oportunitate. N-ai vrea ca ziua de astăzi să fie ultima oportunitate pentru sufletul tău? Rahav a găzduit iscoadele cu bunăvoință, acceptând și înțelegând că astăzi e oportunitatea unică pe care o are. Resursa pe care o are, o folosește tot astăzi. Locul pe care îl are, tot astăzi îl folosește. Urechea pe care o are, tot astăzi o folosește. Nu alte circumstanțe, nu separat, nu. Totul le-a folosit într-o singură zi. Aș vrea să te întreb în această zi. Înainte să înțelegem prin credință, Rahav a fost salvată. Vreau să înțelegem, da, ce a însemnat, da, bunăvoința în viața ei. A însemnat, da, salvarea vieții ei și nu numai a vieții ei, salvarea casei ei. Dragii mei, vreau să vă spun în seara aceasta, deciziile pe care noi le luăm, nu au efecte numai asupra vieții noastre. Deciziile pe care noi le luăm, ascultați-mă, au ca efect și asupra copiilor noștri. O amendă pe care o luăm în trafic, frații mei, deși tata e vinovat, da? Tata a condus mașina, trebuie plătit amenda. Vreau să vă spun următorul lucru. De undeva trebuie să tai, da? Ca și familie, ca să plătești, da, amenda aceea. Te vei întoarce la copii și o să le spui, știi ce? Nu mai merge mâine să vă cumpărăm papuci, da? Mai umblați și cu ăștia o lună, da? Mai umblați, numai. Pentru că trebuie plătită amenda. Și a înțeles Rahav, dragii mei, a înțeles Rahav oportunitatea aceasta. A înțeles că prin decizia ei, și Sfânta Scriptură spune, că prin decizia ei, ea și-a salvat, da, nu numai viața ei, nu numai casa ei, ea și-a salvat neamul ei, tată, mamă, toți au fost salvați. Aș vrea să te întreb în această zi, știi că pe umerii tăi apasă responsabilitatea întregii tale case? Înțelegi responsabilitatea care o a așezat-o Dumnezeu pe umerii noștri? Aș vrea să înțelegi aceasta, să înțelegi că mărețul har al lui Dumnezeu în viața acestei femei s-a reflectat, a fost văzut întâi de toate, da, printr-o slujire specială. Și slujirea aceasta specială pe care ea a făcut-o, a făcut-o dând dovadă de un curaj pe care nu poți să-l înțelegi. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu intră și nu ia loc în inima ta, nu poți să înțelegi. Dragii mei, vreau să vă spun următorul lucru. Spun astăzi cercetătorii în felul următor. Că din 10 persoane pe care noi le întâlnim în viață, 9 știți ce fac? 9 se oferă să ne dea sfaturi. Când ieșiți de aici, gândiți-vă la ce m-am spus. Din 10 persoane pe care noi le întâlnim, 9 se oferă să ne dea sfaturi. N-are copii, dar se duce să-i dea sfat la cea care are 3 deja. A citit ea pe internet de nu știu unde și vrea să-i dea sfat. Nu-i căsătorit, domnule, dar are el ceva sfaturi pentru nu știu cine, pentru cel care îi căsătorit și are deja 2 copii. Țineți minte ce vă spun. E, trăim într-un context, dragii mei, al oamenilor în care ni se dă aproape în fiecare zi sfaturi și ia sfaturi. Și presiunea aceasta a anturajului e enorm de mare. Datorită presiunii anturajului, da? Irod a pus să-i se taie, da, capul lui Ioan Botezătorul. Spune că de ochii celor ce erau la masă, erau și a auzit că a făcut promisiunea. N-a putut să se mai întoarcă. Pilat stătea în față cu Iisus. Mulțimea striga răstignește-l. Dar în mintea lui s-a ridicat o întrebare și întrebarea aceasta e întrebarea multora și probabil chiar și în seara aceasta de la câteva persoane. Ce să fac cu Iisus? În conștiința lui știa că Iisus n-a fost cel care a produs revolta, n-a fost cel care a provocat revolta de la templu. Ba din contră, spune Sfânta Scriptură, primește mesaj din partea soției să n-ai nimic de-a face cu neprihănitul acesta. Am suferit mult în vis.
Dacă nu-l răstignești, nu ești prieten cu Cezarul. Și a început mulțimea să strige, răstignește-l, răstignește-l. Ascultați-mă ce vă spun. Îți trebuie un curaj special aici. Pe de o parte e un glas al conștiinței care îți spune ție, mi-a spus mie cu ani în urmă că am nevoie de Iisus Hristos ca mântuitor personal. Îți spune ție în seara aceasta că ai nevoie de salvarea sufletului. Există o singură soluție și această singură soluție este sângele lui Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. Asta e singura soluție. E un glas al conștiinței și un glas al mulțimii. De regulă glasul vecinilor, glasul prietenilor, glasul colegilor. Ăsta e glasul care apasă cel mai mult. Vreau să spun în seara aceasta, știi care a fost glasul care a biruit în viața lui Pilat? În inima lui Pilat? În mintea lui Pilat? Știți care a fost glasul? A fost glasul mulțimii. A fost glasul mulțimii. Pentru decizia pe care Pilat a luat-o, spune istoria, nu mai ne spune Biblia lucrul acesta, dar să știți că de ce i-a fost frică lui Pilat, de aia n-a scăpat. Într-un final l-a chemat Cezarul la Roma să dea socoteală de anumite nereguli pe care le-a făcut. Și avea să fie exilat Pilat, dat afară. Și undeva în locul unde el avea să fie exilat, era un râu care trecea pe acolo, da? Curgea pe acolo. Și la un moment dat, în fiecare dimineață, spune istoria despre Pilat, cobora Pilat să-și sperle mâinile și se uita la mâinile lui și spunea, și totuși nu se spală. E o decizie pe care Pilat a luat-o datorită presiunii anturajului. Vreau să spun ceva în seara aceasta. Sunt de 17 ani în Spania. Nu spun să stârnesc mila nimănui aici, dar vă spun că o experiență de viață. În anul 2006, aproape toată biserica unde noi eram membri, da, și-o cumpărat case, proprietăți. Era, dacă vezi, dragii mei, o competiție. Și dacă nu-ți luai casă, se pare că nu erai bun nici la biserică. Și atunci, auzind voce în stânga, voce în dreapta, ia-ți și tu, pune-te și tu, cum, numai tu nu poți, numai tu n-ai. Și zic, atunci zic, ne luăm și noi, ne luăm și noi. Și ce s-a întâmplat în 2009? În 2009 a venit criza și am muturat cu mulți. Și printre cei care a muturat atunci criza și am pierdut totul, am fost și eu. Numai cu 10 ani de zile, băieții cei mari aveau 1-2 ani și 1-1 an. Am ieșit afară din biserică, din casă și mi-au spus de la bancă, știi ce? Țineți cheile în mână. Dar de azi înainte, noi am schimbat toate închizătorile de la casă. Intră dacă mai poți. N-am putut să mai intru. Dar vreau să vă spun ceva. În momentul când banca ne-a luat casa, știți pe cine a fost prima persoană pe care directorul a sunat-o prima dată? Credeți că a sunat directorul pe vreun prieten de-al meu? Credeți că a sunat directorul pe vreun vecin de-al meu? Credeți că a sunat directorul pe vreun coleg de-al meu? Credeți că a sunat directorul pe vreun cunoscut de-al meu să spună de ce l-ai pus pe Iordache să-și ia casă? De ce l-ai influențat? Nu pus, că mai corect spune influențat, dar mai corect. De ce l-ai influențat să-ți iei casă? Vreau să vă spun că nu. Știți care a fost prima persoană pe care a sunat-o directorul? Și singura? A fost eu. Domnul Iordache, aici și aici. M-am dus vreodată la vreunul să le spun? Nu, dragii mei. Știți de ce vă spun toate aceste lucruri? Va veni o zi, ascultă-mă bine ce spun în seara aceasta, îți spun cu toată responsabilitatea și cu toată dragostea în Hristos pe care ți-o port, măcar că nu te cunosc în seara aceasta, va veni o zi în care vei sta tu și Dumnezeu de vorbă.
Nu va întreba niciodată Dumnezeu pe vecinul tău pentru decizia răspunsului tău. Nu va fi niciodată responsabil colegul tău de decizia pe care tu a trebuit să o iei. Nu vei putea să te dezvinovăsești niciodată să-i spui, știi ce, m-am uitat la el și m-am luat după sfatul lui, m-am luat după ce a făcut el, m-am luat după glasul mulțimii. Ascultă-mă, e un glas al conștiinței care îi lăsat tocmai de Dumnezeu. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu este cea care te cheamă? Nu vezi că în seara aceasta această bunătate te cheamă? Nu înțelegi că bunătatea aceasta s-a oprit în dreptul tău în seara aceasta? Aș vrea să înțelegi că Rahav a prins momentul potrivit salvării sufletului ei și salvării casei ei. Au fost rânduieli stricte date de Dumnezeu prin oamenii săi pentru salvarea. Să lași funia cărămizie să fie atârnată la fereastră. Să fiți toți în casă. Oh, cât de multe sunt momentele în care, de ce să le fac toate? De ce să mă supun în toate? De ce să fac toate lucrurile cu deamănuntul? De ce să le fac? Au toate vreun sens? Ascultă-mă, când îți lăsate de Dumnezeu, au toate și lucrează toate pentru mântuirea sufletului nostru. În toate detaliile. Nimic Dumnezeu nu a lăsat la întâmplare, nimic, dragii mei. Mai e ceva, dragii mei, pe care vreau să vedem în seara aceasta și închei în câteva minute. Nu uitați, femeia aceasta a dat dovadă de un curaj special. Cam în același fel, vreau să spun în seara aceasta, tu trebuie să dai dovadă de un curaj aparte, un curaj special. Toată lumea se îndrepta spre pierzare, toată lumea știa. Oare de ce eu? N-ai vrea să fii tu diferit? Am făcut liceul CFR, dragii mei, la Buzău, 5 ani de zile. Era o vorbă. Te urci în tren și te dai jos nu știu unde. Eu le spuneam multora, niciodată nu mă urcam în tren, da? Dacă nu știam unde merge. Și al doilea adevăr practic era următorul. Știți cine pierdea tot timpul trenul? Și cine întârzia tot timpul și nu prindea trenul? Cel care stătea lângă gară. Știți de ce? Pentru că tot timpul el avea în minte următorul lucru. E timp. Am văzut cu ochii mei, mulți s-au urcat din mers, mulți și-au tăiat piciorul din același mers, mulți au căzut, au mai fost și câțiva care au scăpat. Dar ascultați-mă bine. De foarte multe ori ne jucăm cu pocăința, de foarte multe ori amânăm răspunsul la pocăință, de foarte multe ori. Vreau să spun în seara aceasta, există oportunitatea zilei de astăzi, nu există alta. Mai e ceva ce învățăm de la Rahav, dragii mei, și vreau să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu și vreau să vă citesc versetele acestea în Iosua capitolul 2. Iosua, capitolul 2, versetul 9. Vreau să meditați la ele împreună cu mine. Și aș vrea să avem această inimă și această înțelegere a acestei femei din Sfânta Scriptură. Iosua, capitolul 2, versetul 9. Și le-a zis, da? Le-a zis, știu că Domnul va da țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră, fiindcă am auzit cum, la ieșirea voastră din Egipt, ascultați-mă ce a știut femeia aceasta, Domnul a segat înaintea voastră apele Mării Roșii și am auzit ce ați făcut celor doi împărați ai amoriților, dincolo de Iordan, lui Sihon și Gog, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima, și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră. Ascultați, căci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Mărire Lui. Nu te surprinde lucrul acesta? Dragii mei, din femeia aceasta,
auzi cuvintele acestea. Din gura acestei femei auzi cuvintele acestea, da? Domnul Dumnezeul acesta e un Dumnezeu mare, nu e un Dumnezeu mic, e un Dumnezeu atotputernic, ăsta e Dumnezeu. Dragii mei, vreau să înțelegi în seara aceasta, în mărețul har al lui Dumnezeu când a lucrat în viața acestei femei, n-a lucrat întâi de toate, dar doar printr-o slujire plină de curaj, nu, ci a lucrat de asemenea, dragii mei, și printr-o atenție specială, da, printr-o călăuzire specială pe care ea i-o dă vocii lui Dumnezeu, a știut cine e Dumnezeu. Și mai e un lucru tare interesant, spune, despre oamenii lui Dumnezeu: am să fac tot ce mi-ați promis, dar voi să nu uitați ce ați promis, voi să nu uitați. Ea a știut, dragii mei, a știut că are lângă ea oameni plini de încredere, oameni de încredere. Ea a știut că sunt lângă ea oamenii aceștia. A știut lucrul acesta. Aș vrea să te întreb în seara aceasta: ce fel de om ești? Ești un om de încredere? Ești un om al lui Dumnezeu? Vă spun că nu mai pot de bucurie, nu mai pot de bucurie când aud oameni să spun așa: știi ce? E cea mai mare cinste pe care o am să-l am coleg la muncă. E cea mai mare cinste pe care o am să-l am, da, angajatul meu, să-l am șeful meu. E cea mai mare cinste. Dragii mei, ascultați-mă, femeia aceasta a văzut în Dumnezeu, da? L-a văzut pe Dumnezeu, da? Un Dumnezeu mare, un Dumnezeu atotputernic, și a văzut și pe oamenii lui Dumnezeu, oameni de încredere. I-a văzut așa. Vreau să spun ceva în seara aceasta. Nu știu când te-ai gândit ultima dată la lucrul acesta. Toți cei din jurul nostru ne văd așa cum suntem. Există o singură persoană care ne vede așa cum vom fi. Toți cei din jurul nostru ne văd la prezent. Există o singură persoană care ne vede la viitor. Dragii mei, dintr-o femeie copleșită de povară, da? Dintr-o astfel de femeie, avea să fie ridicată de Dumnezeu, salvată, da? Avea să-i fie salvată viața, avea să-i fie salvată casa și avea să-i dea Dumnezeu, da? Și acolo, și acolo un viitor, da? Și acolo un viitor avea să-i dea. De ce? Pentru că cel care ne vede și ne cântărește după ceea ce vom fi, este numai Dumnezeul cel atotputernic. Binecuvântat să fie El. Ascultă-mă în seara aceasta. Nu știu cât preț pun oamenii pe tine. Nu știu cât de mult preț pun oamenii pe tine, dar pot să te asigur cu certitudine. Există unul care pune preț pe ceea ce tu vei fi. Și acesta este Dumnezeul cel atotputernic. Așa a făcut cu Rahav, așa a făcut cu samariteanca. Veniți, de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. De el nu mă pot ascunde. Am fugit de voi. M-am dus singură la fântâna lui Iacov, era ora 3, era amiaza, ca să nu mă întâlnesc cu nimeni. Dar acolo m-am întâlnit cu Iisus. Acolo nu era nevoia mare a lui Iisus, e nevoia mare a mea. Acolo n-a avut Iisus nevoie de apă, acolo a știut Iisus că eu am nevoie de apă. Acolo Iisus a venit să-mi stingă setea sufletului meu. Vreau să spun în seara aceasta că toți oamenii te cântăresc după ceea ce ești. Numai Dumnezeu te valorifică după ceea ce vei fi. Ți-a promis un viitor, ți-a promis o nădejde. N-ai vrea să crezi lucrul acesta? Așa să te întreb în seara aceasta. Rămân la cuvântul acesta și vreau să nu uiți niciodată că mărețul har al lui Dumnezeu poate lucra în viața ta într-un mod special. Asta înseamnă să nu pierzi niciodată oportunitatea de azi. Resursa de astăzi, locul de aici, biserică, casa Domnului, timpul, acum, urechea, asta este care ne-a dat-o Dumnezeu, inima, o las ca cuvântul lui Dumnezeu să lucreze în ea. Dragii mei, v-ați pus odată întrebarea:
de ce fiul risipitor nu s-a dus în altă casă? V-a spus vreodată întrebarea de ce fiul risipitor, când și-a venit în fire, nu s-a dus la vecini? V-a spus vreodată întrebarea de ce fiul risipitor, când și-a venit în fire, nu s-a dus la rude? V-a spus vreodată întrebarea? Să știți că de multe ori mi-am pus întrebarea aceasta. Știți de ce fiul risipitor s-a dus acasă? Pentru că a știut al cui este. Știți de ce fiul risipitor s-a dus acasă? A știut al cui este. Acolo-i tata. Numai el mă poate primi. Unde să mă pot duce? Dragul meu, vreau să spun în seara aceasta următorul lucru. Cel ce ți-a dat viață este Dumnezeul cel atotputernic. Pentru că El ți-a dat viața, El are drept asupra vieții tale. Mai aud câteodată expresii de genul acesta, îndreptate spre copiii de părinți. Eu te-am făcut, eu te omor. Ascultă-mă. Cine ne-a dat viață este Dumnezeu. Cine a dat viață copiilor mei este Dumnezeu. Vreau să spun în seara aceasta. Ți-ai pus vreodată întrebarea? De ce tata l-a văzut de departe? De ce tata spune, aduceți vițelul cel îngrășat? Dragii mei, spune istoria ebraică următorul lucru. Când un copil păcătuia în sat, el făcea de rușine tot satul. Tot satul. Și atunci bătrânii satului trebuiau să organizeze o ceremonie a rușinii prin care se legau că dacă copilul se va întoarce în sat, el nu va mai avea dreptul să vină în sat, pentru că ceremonia a fost făcută. Legea a fost aplicată. Așa se explică, dragii mei, de ce tata l-a văzut și a alergat. Înainte să vină oamenii cu legea, a venit tata cu harul. Înainte să vină ei să mai dea una și iar să mai apase asupra mea, a venit tata cu harul. Vreau să spun în seara aceasta, crezi că seara aceasta e o zi de har pentru sufletul tău? Haideți să stăm ridicați în picioare. Și am vrea în seara aceasta să intrăm în rugăciune înaintea Domnului. Aș vrea în seara aceasta să stai înaintea lui Dumnezeu. Să stai tu de vorbă cu Dumnezeu. Spune autorul epistolei către evrei, cum vom scăpa noi dacă vom sta atât de nepăzători față de o mântuire așa de mare? Dragii mei, este singurul loc în Sfânta Scriptură unde vorbește despre o mântuire așa de mare. Oare de ce e mântuirea aceasta măreață? De ce e mântuirea aceasta așa de mare? De ce e mântuirea aceasta așa specială? Trei răspunsuri sunt. Mântuirea este atât de mare pentru că ne-a salvat de păcatele din trecut. Mântuirea e atât de mare pentru că ne-a pregătit un viitor. Mântuirea e atât de mare pentru că a fost făcută de însuși Iisus Hristos. Binecuvântat să fie El. Aș vrea să te întreb în seara aceasta. Nu crezi că e vremea să te întorci din toată inima spre Dumnezeu? Vreau să te asigur că așteaptă Dumnezeu și cheamă Dumnezeu și schimbă Dumnezeu, da? Și acceptă Dumnezeu, da? Acceptă Dumnezeu să intre în inima celor care își deschid inima. Nu forțează Dumnezeu. Dar vreau să nu te trezești vreodată prea târziu. Rahava a înțeles că a fost oportunitatea salvării ei și salvării casei ei. Aș vrea în seara aceasta să intrăm în rugăciune împreună cu toții. Și dacă simți că Dumnezeu ți-a vorbit, dacă simți că Dumnezeu te-a chemat în seara aceasta să-ți lipești inima din nou de El, dacă simți că Dumnezeu în seara aceasta ți-a atins inima prin cuvântul Evangheliei, lasă ca cuvântul Evangheliei să
te ajute să te apropii tot mai mult de El și să-ți întărești viața, să te lipești tot mai mult de El. Haideți să ne rugăm în împreună cu toții. Amin.